Primul câine pompier salvator se pregătește intens pentru a-și ocupa cu acte în regulă poziția în cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență din Cluj. O cheamă Aki, este un pui de doar 7 luni care zilnic învață tehnicile prin care va ajuta pompieri în cadrul misiunilor de salvare. Aki a început lecțiile de dresaj și zi de zi învață să fie un câine salvator. Deja știe ce trebuie să facă pentru a căuta persoanele dispărute, cum să caute sub dărâmături. Nasul este punctul ei forte. Corect folosit, sunt extrem de util. Ei pot să înlocuiască, de exemplu, într-o căutare de suprafață, deci căutarea unei persoane pierdute în pădure, pot să înlocuiască un dispozitiv de 20-30 de oameni. În dărâmătură, cred că sunt în continuare inegalabili, pentru că nasul lor îi ajută să simtă prezența unei persoane îngropate chiar și la adâncime foarte mare. Cel cu care s-a pregătit și va forma o echipă i-a devenit și cel mai bun prieten. Sentimentul e reciproc. Când va fi gata, vom participa la misiuni de căutare-salvare a persoanelor surprinse sub dărâmătură și în cadrul natural. Perioada de predresaj durează 6 luni și după aia vom avea un curs de 4 luni la Sibiu. Acești câini de salvare pot micșora cu mult timpii de găsire a persoanelor dispărute.